Și în Moldova drumurile abia se mai văd de zăpadă, atât e de deasă ninsoarea. Vasile Marcu este pe drumul care leagă Tecuciul de Bârlad. Vasile, sunt drumuri blocate? Din câte am înțeles de la șoferii care treceau prin zonă, sunt câteva drumuri blocate, sunt drumuri județene care fac legătura cu satele din jur spre drumul european E585. Sunt câteva mașini de dezăpezire care au plecat spre Cuca și spre Galați, unde ar fi câteva localități blocate din cauza zăpezii viscolite pe șosea. Însă în majoritatea localităților se circulă în condiții de iarnă, dar se circulă. Oricum sunt șoferi care merg doar pe distanțe scurte, pentru că pe distanțe mai mari între, spre Tecuci și Galați și Buzău, drumul este blocat de către echipaje de poliție care le interzic șoferilor să meargă spre încolo. A început să viscolească foarte puternic de vreo două ori în sudul județului Vaslui și pe drumul european E85 care face legătura dinspre Buzău spre Vama Albița, stratul de zăpadă a ajuns deja la câțiva centimetri, chiar 5 centimetri, deși au trecut mai multe mașini cu lamă care au încercat să o dea pe marginea drumului. Însă, din cauza viscolului puternic, zăpada și a ninsorii puternice, zăpada se depune foarte repede înapoi.